Salut! Astăzi vreau să îți arăt cum să descarci un portofel virtual din Play Market pentru moneda virtuală Bitcoin. Intrăm, căutăm Bitcoin Wallet și alegem unul dintre cele mai bune portofele, acesta. Îl instalăm, așteptăm câteva momente. Avem nevoie de un portofel pentru a putea trimite banii prin intermediul bancomatelor Zebra Pay pe acest portofel virtual și de aici îl putem folosi în diverse aplicații. PAX s-a instalat. Aici avem codul QR format din 34 de caractere. Acesta este cheia prin care dumneavoastră puteți să faceți această tranzacție. Este simplu, vom introduce aceste cifre și litere în bancomatul Zebra Pay și astfel vom putea converti lei în moneda virtuală Bitcoin. Haideți să mergem la aparat. Ok, am ajuns la bancomatul Zebra Pay. Sunt peste 3000 de terminale în România. Scriem Bitcoin și alegem moneda virtuală Bitcoin. Mai sunt și alte două monede, dar astăzi vom cumpăra Bitcoin. Așteptăm să ne actualizeze cursul. Astăzi un Bitcoin costă 117.240 de RON. Da? Alegem tastatura și pornim și vom introduce codul din 34 de caractere. Va trebui să avem grijă la fiecare cifră pentru că acesta și literă, pentru că acesta este codul prin care se vor transfera bani. Dacă se greșește vreo literă sau cifră, banii nu vor mai ajunge în acest portofel și vom putea pierde fondurile. Pentru unii acest lucru s-ar putea să fie înspăimântător, dar este o tranzacție simplă, rapidă și doar trebuie să fii atent la introducerea acestor caractere. Cei de la Zebra Pay încă nu au un sistem ca să putem scana codul QR. Probabil nu sunt interesați încă de un flux de tranzacții, pentru că, după cum știți, băncile nu ne vor. Vor ca toate tranzacțiile să se facă prin ele, dar astăzi avem un sistem de plată rapid, unde putem trimite banii în întreaga lume, oriunde în lume, și prin intermediul acestor portofel îi putem și trece dintr-o țară în alta fără să fim verificați. Haideți să vedem. Am introdus cele 34 de caractere. 1, A, A, E, H, T, mare, T, mic, Q, Z, S, A, E, 9, D, 8, 5, 9, M, G, A, I, 9, T, H, 7, K, M, 5, W, U, Y, Y, 5, 9. E ok, codul este ok, de mai departe. Și acum, din portofel, transferăm suma minimă este de 100 de lei. Introducem 100 de lei în bancomatul Zebra Pay. Așa, haideți să vedeți, mai introducem încă 10 lei. Și acum trebuie să primim în acest portofel, va trebui să primim suma de 110 lei în moneda virtuală Bitcoin. Dăm finalizare. Vom primi chitanțe, tranzacție reușită. Și uitați, în această secundă am introdus 110, am 104. Aici este chitanța, codul care l-am introdus, la cursul care mi s-a oferit și în total am 0,00638033 Bitcoin. În felul acesta puteți să transferați și să convertiți lei în moneda virtuală Bitcoin. Acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut,
vă rog frumos să dați like sau share și astfel învățăm să umblăm cu moneda virtuală Bitcoin.